Hagi-Vagi cu acel trup în brațe, fraților, este foarte, foarte ciudat. Salutare, prieteni, și bine ați venit la un nou videoclip. Iarăși v-aș fi foarte recunoscător dacă ați intra undeva aici sau pe primul link din descriere și să priviți videoclipul în care Freddy a venit chiar la mine acasă. Videoclipul este încărcat pe canalul secundar, așa că intră numai decât neapărat pe acest prim link din descriere sau, după cum am spus, aici a fost acel card, ca să zic așa. Deci, haideți acum împreună să privim acest videoclip în care a apărut Hagi-Vagi. Deci, este acel monstru în care sau pe care l-am surprins de mai multe ori, dar de data aceasta chiar prietenul meu despre care am mai făcut videoclipuri mi-a trimis acest videoclip în care el a instalat mai multe camere de supraveghere și a surprins diferiți monștri. De data aceasta este vorba despre Hagi-Vagi. Vedem și singuri câte camere a instalat aici, foarte multe. De obicei instalează câte 14 camere, așa că putem vedea și singuri. Iată, acum vom privi de la început mai încet fiecare cameră, dacă s-a întâmplat ceva aici sau nu. Mi este foarte interesant unde va apărea Hagi-Vagi, care cameră va reuși să îl surprindă. Și desigur, nu uitați să apreciați acest videoclip cu un like și să scrieți în comentarii dacă doriți și eu să chem careva monștri la mine acasă. Dar ce? El a apărut chiar în lift. Ce? Băi, deci nu pot să cred. Uitați-vă cât este de înalt și să nu-mi spuneți voi acum mie că nu pare real. Eu zic că este, chiar este real. Cum credeți voi? Există acești monștri? Sunt reali? Sau nu este real? Eu nu știu ce să cred, dar este foarte, foarte ciudată toată treaba aceasta și mai ales că a apărut atât de rapid, fraților. Mă așteptam poate la sfârșit de videoclip să-l vedem pe Hagi-Vagi ăsta. Dar l-am văzut atât de repede și iată, am uitat deja care e camera. Iată, camera numărul 5 era, da? Aici a fost, dar deja nu mai este. Haideți să vedem. Ce? Ce este asta? Prieten, acolo jos. Seamănă cu un sac din ăla de gunoi. Care-i treaba? Este un sac cu un trup acolo. Prieteni, aici chiar am rămas fără cuvinte și sunt foarte speriat, credeți-mă. Nu înțeleg care e treaba. Este treaba lui Hagi-Vagi? El a omorât pe cineva sau însăși Hagi-Vagi este aici, în acest sac? Ce trup este ăsta? Că nu înțeleg. Cine-i victima? Care-i treaba? Nu știu, prieteni, scrieți voi în comentarii dacă știți careva detalii. Prietenul meu a ieșit chiar să vadă ce se întâmplă și putem vedea și singuri, căci chiar lângă ușa lui este acest sac cu, băi, nici măcar nu știu care-i treaba, fraților. Dacă ieșea vreun vecin de-a lui acolo, mi-e foarte interesant ce reacție ar fi avut. Cum credeți voi, dacă ați fi fost voi, ați ieșit pe ușa din casă și ați vedea acel trup, să zic așa, ce ați fi făcut? Nu știu, ar fi fost o reacție foarte înfricoșătoare și amuzantă, nu totodată, nu știu, chiar nu știu ce să cred, dar haideți să vedem mai departe următoarele camere, așa că stați alături, neapărat priviți până la sfârșit, fără să derulați. A treia cameră este ok, a patra cameră este ok, dar a cincea este o palmă din
v-am mai spus, căci nu vreau să spun din ce este, căci YouTube-ul nu prea iubește aceste chestii, dar puteți vedea și singuri, da? Băi, nu știu ce să spun. El a vrut doar pe Hagi Vagi să-l filmeze, dar se pare că a surprins mai mult de atât și acest videoclip devine foarte, foarte horror, fraților. Nu știu ce să spun mai mult de atât, nu mă așteptam nici eu măcar la așa ceva și acum dacă puneți multe like-uri la acest videoclip, voi face și eu un videoclip în care îl voi comanda pe Hagi Vagi chiar la mine în apartament sau un alt monstru, desigur, după cum vreți voi. Scrieți în comentarii ce monstru doriți să fac să apară la mine în apartament și voi face acest lucru. Acum se aude, cred că nu este Hagi Vagi. Sper că este vecinul care face renovare, dar băi, iarăși a apărut ăsta. Hagi Vagi a apărut chiar la el în apartament, deci nu pot să cred așa ceva. Uitați-vă cum se mișcă, este foarte, foarte ciudat. Ce s-a întâmplat cu camera? Nu pot să cred. După ce a apărut în cameră, în casa lui, s-a mai stricat și camera. A rămas doar camera aceasta, deci cum e posibil? Deci acum chiar a devenit foarte, foarte înfricoșător. Ce poți să faci când știai că ai atâtea camere instalate și nu mai lucrează niciuna decât asta din baie? Deci nu-l mai poate urmări. Va trebui el să se ridice de pe scaun și să plece după el, după monstru. A început iarăși să lucreze camerele. Iată aici iarăși această palmă. Da, este foarte, foarte înfricoșătoare. Aici este, cum să vă spun, este târziu și e bine că și niciun vecin nu iese afară acum și nu circulă cu acest lift, să zic așa, nu coboară și nu urcă. Și datorită acestui fapt, nu văd ce se întâmplă, dar mi-ar fi plăcut să fie ieșit vreun vecin și să vadă. Așa că, prieteni, totuși, haideți să vedem cum prietenul ăsta a decis să plece după Hagi Vagi. El a coborât. La el apartamentul este compus din două etaje și iată a coborât la primul etaj. Hagi Vagi cu acel trup în brațe, fraților, este foarte, foarte ciudat. Deci nu pot să cred, ăsta nebun a tras în el. Băi, trebuie să-l sun neapărat și să vorbesc cu el, deci eu îl înțeleg că este foarte înfricoșător, dar băi, să tragi în el, l-a omorât, a dispărut, a fugit. Ce? Nu pot să cred așa ceva. Băi, eu sunt șocat de acest videoclip, dar v-aș ruga eu foarte mult să apreciați acest videoclip cu un like, să priviți pe primul link din descriere acel videoclip în limba rusă pe care l-am făcut eu, în care acel Freddy a venit chiar la mine acasă și da, vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Noi ne revedem cât de curând posibil. Așa că stați aproape. Pa, pa!